Acum, următorul exercițiu, stați să vă zic așa puțin, nu sunt reguli, dar alt cuvânt putem să folosim pentru reguli. Vreo sugestie? Norme. Norme. Nu, vreau să spun așa, regulile jocului, de fapt, da? Ce să facem noi aici în următoarea oră? O să ne jucăm, v-am pregătit niște exerciții care o să fie interactive, da? Cam ca astea, așa, care le-am făcut acum, să ne stârnească creativitatea. Și vreau să vă zic regulile astea. Sunt așa. Prima regulă este să ne ascultăm atunci când vorbim, să ne ascultăm cu atenție. Foarte important să ne ascultăm cu atenție, pentru că o să o construim în anumite jocuri pe ce spune celălalt și trebuie să fim atente, da? Pentru că suntem deocamdată numai fete. După aia, să ne dăm voie să ne jucăm și să ne prostim, da? Cu cuvântul ăsta chiar sper că sunteți de acord, să ne prostim puțin, adică să dăm drumul la imaginație, totul este posibil. Altă regulă a jocului de astăzi este că nu există cuvântul nu știu, da? Deci nimeni nu poate să rostească în întâlnirea asta cuvântul nu știu. Inventează ceva, orice, da? Totul e posibil. Și următoarea și ultima este că toate jucăm în aceeași echipă, da? Deci o să construim jocul nostru împreună. Cum vi se pare? Mie îmi place. Îți Și place, da? mie. Ok. Uite că a mai venit cineva. Toader, ne auzi? Bună, Toader! Bună ziua. Bună, ce faci? Bine. Vrei să te prezinți? Ai ajuns exact la momentul în care trebuie să te prezinți. Iar eu o să-ți spun după aia cine este deja în grupul nostru. Sau, nu, întâi te las să te prezinți. Spune orice vrei despre tine. Am 13 ani și sunt clasa a 6-a. Super! Fii atent. Și acum ai observat că toată lumea e cu camera închisă, da? Deci noi nu ne vedem. Voi mă vedeți doar pe mine, așa este? Da. Da. Așa, pentru că noi nu te vedem, adică nimeni nu te vede, aș vrea să te rog să spui ceva despre tine, orice. Noi o să te credem, da? Și ca să te inspir puțin, o să spun cine este aici. Este așa, Anastasia, care este o dansatoare faimoasă, Emma, care este o fotografă celebră și locuiește la New York, Ioana, care este un prim-ministru galactic, Andreea, care este un adolescent care cântă pe plajă. Da, Andreea? Da. Așa. Toader, tu cine ai fi? Ia, prezintă-te. Zi orice vrei tu. Un fotbalist Da. Un cunoscut fotbalist. Așa, care locuiește în ce țară? Zi. în Londra. În Londra. Super. Și ești foarte, foarte cunoscut? Da. Cred că o cunoști și pe Anastasia, care e o dansatoare celebră și s-ar putea să o cunoști și pe Emma, care e și ea faimoasă și e fotograf. S-ar putea chiar să-ți fi făcut niște fotografii și să le fi publicat la New York. Da? Sună bine? Da. Da. Uite, între timp a venit și Gianina. Bună, Gianina, ne auzi? Gianina, ne auzi? Alo, salut. Bună, ne auzi? Alo, da, vă aud. Uite, ai venit la momentul potrivit, aman să te prezinți și să Ok. spui ce vrei tu despre tine. În cam câte cuvinte sau nu am o limită? Câte vrei tu, stăm și până dimineață dacă vrei. Sunt Gianina, am 22 de ani. Super. Sunt la master la chimie, dar sunt pasionată de foarte multe lucruri, printre care cărți, arte, muzică, filme și... Au cineva la cineva se aude zgomot. Alina, următorul exercițiu este așa. Pentru că nu te vedem și nimeni nu te vede, aș vrea să spui ceva despre tine, ceva orice, orice posibil, da? Să faci un exercițiu de imaginație și până te gândești tu, îți spun cine mai este aici, în gașcă, la întâlnire. Avem pe Anastasia, care e o dansatoare faimoasă, da? E Da. cunoscută în întreaga lume. O avem pe Emma, care este un fotograf faimos și care locuiește la New York și care i-a făcut niște poze lui Toader, care și el este un fotbalist foarte cunoscut și el locuiește la Londra. O avem pe Ioana,
care este un prim-ministru intergalactic. Și apoi avem pe Andreea, care este un adolescent care cântă pe plajă, deci suntem o super echipă. Ok. Tu cine ești? Cred că sunt un călător care merge din oraș în oraș și stă la, cum se numește site-ul ăla, Share a Couch sau... Ok, ok. Ok, și îi place să observe oamenii din toate locurile. Deci ești un fel de musafir, așa, ceva de genul. Da, un observator. Ok, ok, tu ai face pereche bună cu Andreea, care cântă pe plajă când schimbați plajele. Da. Foarte frumos. Ce părere aveți voi despre creativitate? Andreea, vrei să zici okay, ceva? Ok, da, da. Mi se pare că creativitatea este cea mai mare putere pe care o are omul. Wow, Andreea, bravo, super definiție. Adevărul că, sincer, cam așa e. Anastasia, tu ce crezi? Da, sunt de acord și mai vreau să dau ceva, că atunci, ca așa e, când e cea mai mare putere pe care o are omul și atunci când, să zicem că nu mai ai nimic, tot ai, te ai pe tine și creativitatea ta și orice ar fi, poți să ții cam refugiu. Exact. Unde orice ar fi, ești, sunt regulile tale. Exact, exact. Și dacă ești creativ, poți să supraviețuiești, poți să te reinventezi, poți să faci orice. Și mă bucur că ați realizat că e o super putere, chiar e o super putere, creativitatea. Emma, tu ce părere ai? Lumea este definită de creativitate, căci fără creativitate nu ar fi fost creat nici omul și de aici nimic. Super! Foarte frumos. Ioana? Ca să fiu cât mai scurtă, creativitatea face diferența pentru că stilul nostru vestimentar este un anumit tipar și sunt anumite culori care au fost o idee creativă. Lucrurile pe care le spunem ne definesc și pe felul în care vorbim este modul nostru creativ de a ne exprima și așa mai departe pentru fiecare lucru ce ne înconjoară. Janina? Cum stai cu creativitatea? Da, e o chestie interesantă asta să încerci să definești un cuvânt super folosit. Nu-l definim, ne spunem părerea noastră, da? Da, 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 da. Ce credem noi? Deci acum ne jucăm. Asta spuneam înainte să intrați și voi, că ora asta ne dăm voie să ne jucăm, să ne jucăm cu cuvintele, da? Să nu ne luăm prea mult în serios, să ne prostim puțin, da? Și una din regulile întâlnirii era că în această întâlnire nu există cuvântul nu știu, da? La orice întrebare o să răspundem ceva, dacă o să fie nevoie. Da? Așa. La ce m-am gândit eu ar fi că sunt de acord cu părerile celorlalți, că este o mare putere și că ne ajută să fim originali, să fim așa o scânteie. Și cred că mai mult de atât, cumva inconștient ne, nu știu cum să spun exact, sabotăm așa și nu suntem foarte creativi sau ce vrei să spui? Scuze? Nu am auzit. Că nu ne dăm voie să fim foarte creativi, de obicei, sau ce vrei să spui? Nu, voiam să spun că nu e neapărat numai despre noi. Cumva voiam să exprim chestia asta că putem citi mai mulți aceeași carte sau putem vedea același film, dar prin creativitate, cumva inconștient, ne creăm un propriu drum. Exact, exact. Bravo, Janina, super, mulțumesc. Toader, tu ce zici? Ești de acord cu fetele, da? Pentru că ești un gentleman. Da. Da.
Vrei să mai adaugi ceva? Vreau să zic că creativitatea ne reprezintă. Exact, exact. Dar acum următoarea întrebare și după aia chiar trecem la jocuri este, și aș vrea doar să spuneți o cifră de la 1 la 10, cât de creativi sunteți voi în viața voastră de zi cu zi? Acolo în intergalactici, acolo în dans, acolo în fotbal, în călătorit, în adolescentul pe plajă care cântă, în scriitorul și fotograful faimos, da? În viețile astea imaginare, cât de creativ vă dați voie să fiți? Andreea? 8.50. 8.50, deci poți să mai crești puțin. Așa. Anastasia? 10 din 10, că ți-am zis, schimb de la fiecare stil la altul, nici eu nu știu. Super, super, super. Emma? Tot 10 din 10, fără creativitate nu există diferență. Super! Ioana? O să-mi zic 8 momentan, pentru că știu că întotdeauna e loc de mai bine. Super, super! Vader? 7.50. 7.50, pa! Pe tine o să te gândim cel mai mult cu exercițiile ca să-ți dai drumul puțin la creativitate, da? Gianina, tu cum stai cu creativitatea? Și eu cred că tot un 7.50. Ok. Pentru mine contează foarte mult și conceptele și zona asta abstractă și atunci se îmbină mai greu cumva. Mm-hmm. Dar se îmbină, important e că se îmbină. Mm-hmm. Deci fiți atenți. Primul joc pe care o să-l facem, o să facem un joc, da? Pentru că creativitatea, în primul rând, exact, să ne dăm drumul gândurilor, da? Imaginației. Și avem aici două campioane, pe Emma și pe Anastasia, ne bazăm pe ele să ne ajute, Toader și Gianina. Să jucăm un joc în care, pe rând, voi vă vedeți cei care sunteți aici, da, în echipă? Andrei, Anastasia, Emma, vă vedeți, nu? Cine da, mai e? Da. Sau poate dau eu cuvântul mai departe. Deci jocul este așa. Încep eu, da, și spun un cuvânt. O să construim o frază împreună. Dar fiecare zice câte un cuvânt și ar trebui că decât să facă un sens. Ați înțeles? Deci, eu o să zic un cuvânt, după aia spun care e următoarea persoană și o să spun eu care sunt persoanele și voi doar construiți fraza, dar de la unul la altul. Deci, hai să facem ca să fie mai simplu. Mâine, Andreea. Mă duc, ok. Gianina. Să cumpăr. Emma? Mâine mă duc să cumpăr. Viitorul perfect. Un cuvânt. Un singur cuvânt, spune. Timpul. Mă duc să cumpăr timpul. Anastasia? Din aeroport. Lăsăm așa. Ioana? Casă, ok. Îl lăsăm pe Toader la urmă. Mâine mă duc să cumpăr timpul din aeroport, casă, Toader, casă ce? Zi orice cuvânt. Nu mă plictisesc. Deci fraza noastră este, mâine mă duc să cumpăr timpul din aeroport ca să nu mă plictisesc. Super! E mișto? Mai facem o tură? Ok. Ok, cine vrea să înceapă? Uite, începe Toader, că el a fost ultimul. Toader, spune un cuvânt, te rog. Ieri. Gianina. Norul. Emma. Mi-a șoptit. Andreea. Că trebuie, Ioana. Să spun, Anastasia? Că zâmbesc. Care era fraza? Cine o zice? Pot eu? Ieri. No, ieri norul mi-a șoptit să spun că zâmbesc. Super, super. V-a plăcut? Da. Mai facem o tură și gata, da? Okay. Da. Uite, începe Andreea. Andreea, zine primul cuvânt. Pasărea? Gianina? Pasărea a polenizat. Ok, de obicei ok, pasărea, e tot cu voie, da. Anastasia? Copacii. Ioana?
De smarald. De smarald. Toader? Toader? De smarald? Din Sara. Din Sara. Emma? Din Sara? Imaginații. Imaginație, super. Care era fraza? Pasărea a polenizat copacii de smarald. De smarald din țara imaginației. Ok. Ne facem un exercițiu care e asemănător. V-au plăcut exercițiile astea? Da, da. V-au stârnit curiozitatea. Facem un exercițiu care se numește din fericire. Din fericire și după aia slash din nefericire, da? Adică prima persoană o să spună din fericire, la 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 la, ceva, da? Următoarea persoană o să continue și o să spună. Următoarea persoană o să continue și o să spună din nefericire, dar continuă fraza, da? Următoarea persoană o să spună în continuare, dar din fericire. De exemplu, din fericire astăzi am stat acasă. Următoarea persoană o să spună, din nefericire am mâncat prea mult. După care următoarea persoană o să continue, da, fraza. Din fericire am mâncat doar salată. După care, din nefericire, ați înțeles? Uh-huh. Ok, cine vrea să înceapă? Ioana. Tu o să spui, din fericire, da? Din fericire, orice vrei tu. Bine. Din fericire am reușit să citesc 200 de pagini. Super! Emma, tu ești cu din nefericire și continui fraza ei. Din nefericire nu am avut timp să termin proiectul. Super! Următorul, Gianina. Din fericire... Din fericire... Termenul limită este săptămâna viitoare. Super! Andreea, din nefericire? Din nefericire... Tocmai m-a sunat domnul profesor să-mi spună că trebuie pe mâine. Ouch! Ouch! Father, din fericire? Din fericire... Azi am mâncat pizza. Și Anastasia, ultima, din nefericire. Din nefericire m-am simțit rău și, și am răspuns, și din nefericire m-am simțit rău și nu i-am mai răspuns profesorul. Și m-am culcat. Cum vi s-a părut? E interesant, da? Ne jucăm puțin, suntem spontani. Spune persoana de dinainte, spuneam la început că de asta este foarte important să ne ascultăm ca să putem să construim pe ce spune celălalt și să fim spontani și creativi. Mai facem o tură? Cine vrea să înceapă? Zic eu? Andreea. Din fericire, astăzi am ieșit afară. Ok, Gianina. Din nefericire? Din nefericire, nu am putut ieși din localitate. Ok. Ioana? Din fericire? Dar din fericire a fost o zi însorită. Ok. Toader? Din nefericire? Din nefericire, azi am luat un 4. Auci! Anastasia? Din fericire, am vorbit cu profesorul și nu mi l-a trecut. Super. Și Emma? Din nefericire? Din nefericire, profesorul va ține minte pentru data viitoare. Ok, super! Cum vă simțiți? Puțin mai spontan, puțin mai creativ? Atât de creativ încât la următorul exercițiu pe care vi l-am pregătit și care este un exercițiu atât de banal, o să veniți cu niște răspunsuri care o să fie foarte interesante. Următorul exercițiu este să vedem ce putem face cu acest obiect. Vede toată lumea? Da? Hai să găsim ce putem să facem, dar nu chestii normale, da? Ceva așa, wow,
Ioana, ce putem să facem la tine în galaxie? Cred că e un instrument de pictură foarte interesant. Super! Adar, ce poți să faci cu cheia asta? Putem mânca supă. Super! Anastasia, ce poți să faci? Să deschidem inima cuiva, să-i punem lucruri frumoase. Uau, ce frumos! Ce frumos! Andreea? Un pitic ar putea să cânte cu ea la vioară. Uau! Foarte fain. Emma? Am putea să deschidem camera în care se află toate visele neîndeplinite. Oh, și ce facem cu ele? Le ducem la îndeplinire. Super! Foarte frumos. Cine a rămas? Janina, da? Janina, ce facem cu ea? Dacă te uiți prin ochiurile ei, cred că poți vedea lumea din diferite perspective. E fain! Foarte frumos! Și acum mai avem un exercițiu în care schimbăm sensul obiectelor și avem... Da? Și acum întrebarea este... Ce pot să fac din el? Da? Deci în ce aș putea să-l transform? Am un clopot? Și în ce aș putea să-l transform? Anastasia? În mai multe, într-o mie de inele. Într-o mie de inele, super. Andreea, în ce aș putea să-l transform? Într-un vârf de copac. Super! Toader, în ce ai vrea să-l transform? Imaginează-ți că ai avea o putere magică. Într-o casă pentru vietăți mai mici. Hai, Janina? La asta m-am gândit și eu, într-o căsuță pentru păsărele. Păsărele. Ioana? Aș rupe bucățica aceea rotundă de jos. Și partea de sus aș folosi o pe post de pălărie și partea de jos pe post de nas de clown pentru pisică. Face o ședință foto. Așa. Emma, tu ai spus? Nu. În lumea uriașilor există o doamnă care nu era pricepută deloc la cusut. Și a folosit clopotele din lumea noastră, le-a scos biluța și așa. Le-a folosit drept degetar și toate erau fermecate pentru că erau din altă lume și așa reușea să croiască cele mai frumoase haine. Foarte, foarte, foarte frumos! Wow! Putem să facem o poveste! Foarte frumos. V-a plăcut până aici? Ne mai jucăm? Da. Da. Da? Fiți atenți, acum facem un exercițiu care se numește ce s-ar întâmpla dacă. Și eu vă dau o situație și voi vă gândiți ce ar putea să se întâmple. Și situația ar fi următoarea, prima situație, că pot să vă dau două și după aia vedem. Situație. Ce s-ar întâmpla dacă toți oamenii ar fi invizibili o zi? Întreagă, de dimineață până seara, o singură zi. Toader. Ce crezi că s-ar întâmpla? Totul e posibil, ia zi. Mă mai gândesc. Te mai gândești, super. Uite, o luăm pe Emma. Eu aș fi și eu invizibilă sau nu? Da. Aș putea să țin lucruri din mână? Da. Păi ești invizibil, ești invizibil, doar nu te văd ceilalți, dar îți rămân toate puterile. Poți să faci orice, doar că nu te vezi. Aș călători în jurul lumii și aș face poze la toate obiectivele turistice și așa n-ar mai fi oameni în cadru. Ok, ar fi doar natură, da? Da. Ok. Ioana, vrei să zici ceva? Mă gândesc că toți oamenii iar dau unii peste alții. Și ar fi amuzant sau ar fi toți nervoși? Ce crezi? Depinde de la persoană la persoană. Probabil că unii ar profita de situație ca să fure. În timp ce alții ar...
profita unii de situație ca să scrii o poezie despre ce înseamnă să fii nevăzut. Așa, super, foarte tare. De la persoană la persoană. Și alții? Alții, probabil că tot ar sta în față calculatorului să se uite la seriale. Ok. Cred că de la mine se aude ceva, doar că sunt niște căței pe stradă care sunt niște căței. Uite, ia spune tu, spune așa ca să acoperi căței. Ia spune, ce s-ar întâmpla dacă toți oamenii ar fi invizibili o zi? De dimineață și toată seara. Probabil ar putea să facă toate lucrurile de care, să zicem, că le e rușine sau pe care nu vor să le vadă ceilalți. Adică, ce crezi că ar face? Exact. Zile nu știu. Sunt oamenii care au, nu știu, nu chiar, au, își exprimă personalitatea, de exemplu, bărbații care sunt mai feminini. Sau... S-ar îmbrăca rochii, crezi? Da, sau, nu știu, depinde de fiecare. Sau, nu știu, de exemplu, eu, nu știu, m-aș duce să mă cațăr pe stânci, că nu m-ar vedea nimeni, cum mi-e frică, nu știu. Super, deci ai face ceva ce ți-ar fi frică, da? Ce ar fi, ce n-ai vrea să te vadă ceilalți când ți-ar fi frică sau rușine. Probabil, da. Ok, super. Cine vrea să mai zic? Andreea? Cred că la finalul zilei oamenii ar pleca acasă cu foarte, foarte, foarte multe secrete de la necunoscuți. De că lumea s-ar apuca, da, cred că s-ar apuca pur și simplu oamenii să vorbească pe străzi, în gura mare, despre toate fricile și toate chestiile pe care simt nevoia să le spună din interiorul lor și frustrări și tot, tot, tot. Deci ar fi foarte creativ, dar ar fi și creativitate pozitivă, dar și negativă. Ar scoate afară din ei tot, da? Ar fi ca o... Cred că în primul rând negativ ar fi scos afară, nu știu. Ar fi ca o zi de terapie, așa. Ok, super. Tu ce-i face dacă ai fi invizibilă o zi de dimineață până seara? Eu? Da. Păi, având în vedere că nu știu cu cine vorbesc, probabil că aș face același lucru. Mi-aș lua o mașină sau un van sau ceva și mașinile nu sunt invizibile, nu numai oamenii. Numai oamenii, da. Bun, perfect. Așa, mi-aș lua un van și aș călători cât se poate de mult în 24 de ore. Nu știu dacă apuc să fac toată țara, dar măcar o parte. Super. Și m-aș coborâ în diverse localități. Pur și simplu aș opri la, să zicem, un interval de jumătate de oră, m-aș opri, aș ieși din mașină și aș striga în gura mare prima chestie pe care n-ai spus-o nimănui niciodată, pe care mi-aduc aminte. Wow! O iei și pe Gianina, că și ea e călătoare, faceți echipă. Da. Gianina, tu ce crezi? Cum ar fi? Ce ar fi dacă o zi întreagă oamenii ar fi invizibili? Probabil tot legat de ce s-a mai spus, cred că și-ar da voie să fie copii, să facă lucruri foarte spontane și să nu se aștepte la o urmare. Asta e bună. Și tu, dacă ai fi invizibilă o zi și o noapte, ce ai face? O noapte. O zi și o noapte, 24 de ore. Cred că aș merge noaptea într-o pădure unde poate dacă aș fi invizibilă nu m-ar simți animalele, nu ar trebui să-mi fie frică. Sigur nu te-ar simți. Super! Father, te-ai gândit? Da. Cum ar fi? Ia, povestește-ne. Dacă ai fi la o oră, nu aș ști profesorul dacă lipsești sau nu. Nici tu n-ai ști că profesor în clasă, că nu vezi. Așa, și-ar fi distractiv? Clar. Și tu, dacă ai fi invizibil, ce ai face? Orice. Ceva. Ce vrei tu? Orice. Te gândești? Sau? Orice. Da. Orice. N-ai face nimic? Aș putea să mă dau drept alți oameni.
Ah, ok, dar nu te-ar vedea nimeni și n-ar ști că ești alți oameni. Da. Mai am un exercițiu de ce ar fi dacă. Mai facem unul? Vă mai provoc unul? Următorul exercițiu ar fi așa, următoarea întrebare ar fi așa. Ce ar fi dacă soarele nu ar răsări o zi? Anastasia? Probabil că toată lumea ar fi foarte derutată. Știi cum a fost, cum a mai fost atunci că vine sfârșitul lumii în 2012, acum vine sfârșitul lumii, oameni buni. Tu ce ai face? Eu? Da, dacă l-am răsărit soarele, ai dormit toată ziua sau ai plecat de nebună și te-ai plimbat sau nu știu? Păi probabil că aș crede și eu că e ultima zi și mai zice și eu să fac ultimele lucruri. Super. Andreea? Păi probabil că dacă soarele n-ar răsări o zi, lumea s-ar panica foarte tare și evident ar crede că clar ceva nu e în regulă. Și probabil că după prima parte a zilei în care e panică generală și fiecare pe cont propriu, la un moment dat s-ar calma și ar scoate mașinile din garaj, le-ar urca pe cricuri, ar da drumul la faruri și s-ar plimba pe lumină. Mi-ar face și un party, ceva și tu să cânti. Da. Și Emma i-ar ieși niște poze foarte, foarte tari. Emma, cum ar fi pentru tine, care ești fotograf faimos, să nu răsare soarele într-o zi? Toată lumea s-ar duce și ar căuta soarele și okay. În final îl găsim și trebuie să negociem cu el pentru că nu vrea să se întoarcă. Și normal. Ne explică că e sus și a văzut atâtea lucruri rele întâmplându-se timpul zilei și așa a hotărât să nu mai fie niciodată zi. Și noi îi povestim că până la urmă o să ne schimbăm doar dacă va reveni soarele și va veni soarele pe... va răsări soarele pe strada noastră. Și tu ce ai face în ziua aia? Tu fotograf, o zi fără soare, cum ar fi? Ai luat o pauză și te-ai odihnit? Aș dormi toată ziua. Ioana? Sincer, în calitate de persoană care reprezintă o planetă care nu are un soare, cred că așa. Și noi am face ce au făcut și ei, și anume n-ar face nimic, mai ales că noi nu cred că am observat din prima zi că a dispărut soarele pentru că am fi cu ochii în telefoane sau în casă sau am crede că e o zi norată și atât, adică ne-ar lua măcar așa o săptămână să ne dăm seama că a dispărut soarele. E eclipsă, da, da, din nou eclipsă. Foarte frumos. Janina? Toată te-am lăsat la urmă, da, să te gândești. După Janina o să te întrebăm pe tine. Janina? Eu cred că până la urmă cei din emisfera sudică s-ar certa cu cei din emisfera nordică, acuzându-se că una dintre ele a furat soarele. Așa, deja este un scenariu de film. Așa. Și mai spune. Sau lași doar începutul, da? Da. Îl las pe Toader să continue dacă dorește. Super. Toader, ce zici? Lumea ar muri de frig. Așa. Adică ar muri toți într-o zi? Așa, metaforic, da? Ar îngheța cu toții. Ok, așa. Și ne-am duce toți la magazine să cumpărăm geci. Normal, normal. Exact. Super. Foarte fain. Și tu ce ai face într-o zi de asta? Te duci la magazin sau ai sta acasă și ai dormit toată ziua? Aș sta în pătură. Sau te duci la școală? Nu. Foarte frumos. V-a plăcut? Da, da. Da, 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 da. Mă gândesc acum că ne-am antrenat puțin imaginația să ne gândim să creăm împreună o poveste. Ce părere aveți? Și o să facem așa o poveste și fiecare dintre noi o continuăm, da? Și prima dată începe Emma. Și Emma o să spună cine este personajul în poveste și spune orice personaj vrea ea, da? Dar tu conturezi, Emma, personajul.
spui cine este personajul în poveste. Orice vrei tu, da? Poate să fie un dragon, poate să fie un intergalactic, poate să fie abarnamo, o zână, poate să fie o zebră vorbitoare, poate să fie un om este obișnuit. O exploratoare care, de fapt, călătorește în timp și spațiu. Așa. Și nu e orice fel de călătorie în spațiu. Închide ochii și are o colecție de chei și fiecare cheie corespunde unui loc. De exemplu, dacă eu vreau acum să ajung în Mallorca, iau cheia și o bag în orice ușă din casa mea și exact. Când o deschid, ajung fix unde vreau. Okay. Și așa călătoresc în spațiu, la fel și în timp și ajutoarele mele sunt, însoțitorii mei, sunt niște spirite care ele captează toată frumusețea naturii și cineva captează, un spirit captează frumusețea naturii, altul captează și înregistrează toată cultura, oamenii. Minunat, super! Spune-ne cum o cheamă personajul nostru. Dă-i un nume, că tu l-ai creat. Lucy, da? Da. Vrei să-i dai și o vârstă sau nu-i dăm vârsta? Nu. Nu, Lucy, perfect. Se simte, nu are vârstă, se simte nu are vârstă. Atunci când are momente când se simte plină de viață și e tânără și starea ei de spirit influențează vârsta. Super, excelent. Și acum Ioana. Ioana, mă auzi? Da. Tu o să continui cu contextul, da? Adică avem personajul pe care l-a creat Emma, Lucy, și acum tu o să ne spui unde, ce face, unde trăiește, ce vrei tu, da? Contextul în care este ea. Lucy se confruntă cu o situație neobișnuită. Stai, până la problema, aia e o problemă, da? Problema da. O să fie următoarea. Spune-ne unde trăiește, ce face ea, unde... Deci pune-o într-un context. Ea trăiește într-o țară îndepărtată, ea trăiește pe strada mea, da? Ea trăiește într-un castel, înalt, mic. Mai pune un context. Bine, ea trăiește în propria casă, o numește casă. Așa. Deși e mică cât un pantof. Super, așa, ok. Uite, am un pantof. Așa, și mai spune-ne de casa asta și cum de trăiește ea în casa asta. Și trăiește în oraș, trăiește la țară, trăiește în pădure. Trăiește în pădure și pantofiorul este ascuns în scorbura celui mai bătrân copac. Ok, ok. Trăiește singură, are prietene... Spiritele de care s-a adus vorba mai devreme și mai are o veveriță polară. Ok, super. Căreia îi plac foarte mult sarmalele, dintr-un motiv sau altul. Ok, super, excelent. Asta era următoarea întrebare. Ce-i place ei să mănânce? Ei, lui Lucy? Da. În general, îi place la micul dejun să mănânce smoothie-uri cu fructe, adică mai degrabă să bea smoothie-uri cu fructe. Ok. De obicei, cu câteva alune, pentru că îi le aduce veverița. Așa. Și în rest, mănâncă mâncare obișnuită, dar îi plac mai ales cartofii prăjiți. Ok, super. Și cum se îmbracă? Poartă o fustă albă lungă. Ok. Și are o bluză care are o mânecă lungă și cealaltă scursă. Super. Ok. Foarte frumos. Și părul e lung? Este scurt. Ciufulit? Bob. Okay. Și este colorat în toate culorile curcubeului, dar pastel, nu culorile curcubeului obișnuite.
Super, foarte frumos. Avem un personaj, știm ce face, unde locuiește. Și acum, Gianina, îți dau cuvântul. Gianina, ne auzi? Da, vă auzi. Așa, super. Deci acum tu o să spui ce problemă are Lucy, cu ce se confruntă. Ce vrei tu? Cred că Lucy, fiindcă trăiește alături de spirite și de veverița ei, a început să simtă nevoia de o conexiune cu cineva mai asemănător ei. Uh-huh. Și cred că veverița ei, în timp ce culegea alune, a văzut o bufniță care, de fapt, era însoțitorul unui alt explorator de pe o altă galaxie. Așa. Și lui Lucy, deși e puțin teamă să părăsească galaxia pe care o cunoaște atât de bine, și-a inima dinți și hotărăște să pornească într-o nouă călătorie spre o altă galaxie. Ok. Și atunci problema ei care este, de fapt? Cam zis să definim o problemă. Deci problema lui ar fi, ia spune într-o frază. Să găsească un alt explorator cu care poate face o echipă sau. Super, super. Și acum, da, personajul nostru are o problemă, că întotdeauna avem un personaj care are o problemă, da? Și acum, pentru că noi creăm povestea, trebuie să facem ca audienței noastre, deci celor cărora noi le povestim povestea, să le pese de personajul nostru, da? Și atunci, Anastasia, hai să creăm această problemă, să o facem și mai mare, da? Deci trebuie să găsească un explorator. De ce? Cum? De ce are nevoie, da? Ca oamenilor, când spunem povestea, să le pese, să implicăm emoțional, ea povestește. Păi ea trăiește pentru că nu are o vârstă definită, trăiește de foarte mult timp, a fost special creată ca să vadă lumea cum evoluează și la un moment dat simte nevoia că nu mai poate să facă față singură, chiar și cu ajutorul ei. Așa. Și încearcă să... să-și găsească pe cineva, doar că nu reușește. Și când apare din neant, așa, e ca și cum după toate lecțiile... Anastasia nu da soluția încă, da? Doar spune de ce e atât de importantă problema, de ce, adică, exploratorul ăla, de ce are ea foarte mare nevoie. Deci conturează problema și mai dramatic, da? Nu da încă soluția. Deci, acum conturez puțin drama, da? Puțină emoție, puțină tu aduci partea asta ca oamenilor, exact ca atunci când facem un film, știi? Ne uităm și ne pasă, vai, chiar trebuie să găsească exploratorul ăla sau ea chiar are nevoie de... Și într-o zi când, când avea un episod din acesta trist, s-a hotărât să folosească cheia, să deschidă, ca să se simtă un pic mai bine. Și și-a luat... prietenul, cum îi zice, ajutorul cu ea și s-a dus la schi. Și cum era ea pe ghețar, în vârf, și a văzut că în jurul ei nu era nimeni, sentimentul în loc să dispară se amplifica din ce în ce mai mult. Și în tot albul ăla, în toată pacea, ea nu își găsea totuși liniștea. Ok. Și avea nevoie de? Avea nevoie de cineva să scoată din starea asta și să-i arate din nou cine e cu adevărat. Super, super. Și acum îi dau mai departe Andreea. Andreea, ne auzi? Da, da. Andreea, tu vii cu soluția. Păi ca să ajungă în cealaltă galaxie de care spusese veverița ei, avea nevoie de cheia către galaxia aia. Exact. Așa că, încercând toate cheile în galaxia pe care spusese veverița ei, nu s-a potrivit niciuna. Okay. Și și-a dat seama, plimbându-se supărată prin pădurea ei, că în scorbura în care avea ascuns pantoful, nu încercase niciodată să scormonească
altceva în afară de ce știa că e acolo pantofiorul ei. Așa că s-a dus la scorbură și după ce a scos pantoful, sub el era o cheie. Wow. Așa că a luat cheia și a încercat cheia în intrarea către galaxie și s-a potrivit. Așa că a intrat, dar cum călătorul respectiv nu era singur în galaxie, a trebuit să caute foarte mult până când într-o zi a dat peste un băiețel blond cu ochi albaștri și pistrui, care se plimba pe bicicletă și avea legat de buzunar un mănunc de chei. Super! Așa că s-a dus către și s-a dat seama că el era exploratorul. După chei. Foarte frumos! Bravo, Andreea! Și s-au întâlnit și ce au făcut? Au călătorit în... Și ce au făcut? Au făcut o colecție de chei și mai mare. Ce au făcut? Ia zi! Da, a făcut o colecție de chei și mai mare. Le-a unit și cum ei au fost singuri exploratori care s-au întâlnit vreodată, pentru că fiecare credea că este singur în univers și că nu mai există alt explorator. Mm-hmm. Și-au unit mănunchiurile de chei și le-au agătat într-un copac uriaș care era cel mai înalt brad din galaxia băiețelului. Și de atunci toți exploratorii din univers care nu știau unii de alții au putut să vadă mănunchiul de chei și au știut că nu sunt singuri și că se merită să caute ceilalți exploratori și să își unească mănâncurile de chei cu mănâncul din vârful bradului. Super, bravo, Andreea, pentru că tu ai adus exploratorul, da? Adică s-a întâlnit, tu poți să-i dai nume. Deci este Lucy și... Jack. Și Jack, perfect. Super, final. Toader, ești acolo? Tu da. O să ne spui care e morala poveștii. Orice vrei tu. E ca și când spui o poveste copiilor și la sfârșit spui. Da? Deci tu spui. Deci, morala este orice morală crezi tu. Morala este că... Orice morală vrei tu. Că... Nu poți să fii singurul explorator dintr-o lume și că sunt mai mulți. Întotdeauna. Și ca să-i găsești pe ceilalți, ce să faci? Trebuie să-i cauți. Îi cauți. Dar nu renunți, nu? Probabil. Da. Atunci când ți-e greu, când cauți și nu găsești, de multe ori vrem să renunțăm. Este minunată povestea, v-a plăcut ce ați inventat? Da, sincer, da. Super. Da. Și acum este așa, vreau să vă deschideți toată lumea microfoanele, da? Toată lumea, Emma, și să ne aplaudăm pentru că ați creat o poveste frumoasă, adică voi ați făcut-o și vă dorim. Așa. Și vreau, dacă vreți și voi, eu vă provoc să păstrați ideile principale ale poveștii, să-i dați un titlu și să o scrieți voi. După ideile principale, da? Și dacă vreți, puteți să faceți un colaj creativ sau un desen sau orice și puteți să o trimiteți pe adresa de Cărturești, unde ați primit și link-ul pentru înscrierea aceasta și postăm pe atelierul de croit imagini și pe Cărturești povestea voastră, care este povestea pe care am creat-o noi împreună, dar de fapt o să fie o poveste diferită, pentru că voi păstrați personajul, contextul, dar puteți să creați pe lângă el. Cum vi se pare? Ah, ok, bine. Da? Super. Să ne scriem fiecare versiunea noastră? Exact, da? Dar păstrăm firul narrativ. Deci era Lucy care a făcut, care nu știu ce. Și creați și voi. Și dacă vreți, puteți să trimiteți și o ilustrație, ceva făcut de voi, un desen sau un colaj sau o fotografie. Da? Le trimiteți și noi le publicăm. Ajung la... Sunt la înscrieri?
punct. Trimiteți la înscrieri, trimiteți la înscrieri pentru că o să ajungă la mine și le publicăm pe atelierul de Create Imagine și o să le publicăm și pe acul copiilor. Cine vrea? Ok, eu încerc. Nu, Gianina, tu reușești. Eu reușesc. Exact. Da, și vă gândiți să-i dați și un titlu. Toată povestea o să fie creativă. V-a plăcut? Da. Hai să facem, pentru că ne-am apropiat de sfârșit, ora noastră se termină, că am avut o oră la dispoziție. Da. Hai să facem așa un tur în care să spuneți cum v-a plăcut ora asta. Andreea, vrei să începi tu prima? Da, ok, bine. Cum ți s-a părut? M-a simțit super bine. Uh-huh. Și cum să zic, a fost foarte mișto că am putut să-mi dau drumul pur și simplu fără să mă gândesc la nimic și bravo. N-am mai făcut asta, bine, de vreo săptămână, de fapt, da, ideea că aveam nevoie de un refresh. Exact, și gândește-te că toți v-ați dat drumul într-un context în care noi nu ne cunoaștem aici, ceea ce este absolut fabulos din punctul meu de vedere. Mie mi se pare mai confortabil să fii creativ când nu cunoști oamenii din jurul tău. Da? Da. Ți se pare mai provocator când ieși cu oameni cunoscuți? Da. Nu neapărat provocator, mi se pare mai ușor. Mi se pare că îmi dau drumul mai ușor când ești printre oameni necunoscuți. Am înțeles. Și când ieși printre oameni cunoscuți, e mi se pare că atunci când ieși printre oameni care te cunosc foarte bine, simți oarecare presiunea așteptărilor care se așteaptă de la tine și atunci ești puțin e puțin consternată creativitatea. Este restat puțin așa. Mi se pare. Uh-huh. Am și o întrebare. Asta pentru că ai impresia că nu ești persoana pe care ai proiectat-o în trecut? Probabil. De acord. Cred că da. Bine zis, îmi place. Ne mai întâlnim, mai facem o întâlnire. Eu cred că așa o să fie și mai povestim. Emma, vrei să spui cum a fost în seara asta? Mi-a plăcut. Sunt de aceeași părere că este mult mai ușor să dai drumul la gânduri în fața cuiva necunoscut, pentru că poți să proiectezi orice idee și poți să te crezi și nu te judecă așa cum te-ar judeca cineva. Mm-hmm. E foarte important și când sunt oameni necunoscuți, ca oamenii să nu te judece, de fapt, să-ți dai voie, nu? Să pur și simplu să te asculte și tu să poți să spui cum am spus la începutul întâlnirii, da? Hai să ne prostim. Adică să ne dăm voie, să gândim, să spunem orice. Cine vrea să continue? Ioana, cum a fost? Te-a plăcut? Cum ai creat? Ai creat o parte de poveste foarte frumoasă. Da, în general îmi place și clar sunt de acord cu toată lumea, e mult mai ușor să povestești uh-huh. cu cineva care, cu care nu te întâlnești și șansele să te întâlnești sunt tot așa destul de mici. Uh-huh. Adică nu se știe dacă o să mai reușim, dacă o să mai fie, dacă o să reușim să ne întâlnim toți. Putem să ne mai întâlnim, să facem un club de povești. Uite ce frumos aici în seara asta, adică important e să ne dăm drumul. Mie mi-ar place să facem așa, pentru că am văzut că s-au mai organizat workshop-uri sau ateliere, doar că fiind din Ploiești e mai greu, sau în alte orașe. Uite, acum e mai ușor, pentru că este partea asta de online. Ioana, vrei să mai spui ceva? Că deja am început să facem schimb de pagini de Instagram, de... Super, super. Dacă vreți, facem și un grup. Pe mine mă găsiți pe Facebook cu atelierul de Croit Imagini și acolo să apară poveștile. Și dacă vreți, chiar ne mai întâlnim. Anastasia, cum a fost? Eu m-am simțit foarte bine. A fost, nu știu, mi s-a părut că suntem parcă mult mai liniștiți decât când am fost în seara aia, știi, cu adulții. Uh-huh. Ei parcă erau obosiți și de la viață și de la așa zi. Sunt adulții. Așa sunt adulții. Aici a fost mult mai, nu că mult mai, foarte, foarte lejer și pentru mine, pentru că am observat ce au zis și fetele până acum, că și eu m-am regăsit oarecum pe mine de acum, de anul trecut, de până în vara anului trecut.
când îmi păsa foarte mult de ce ziceau ceilalți. Și acum, de când am mai crescut și de când am, nu știu să zic dacă am lucrat cu mine, dar am văzut, nu știu, cum sunt eu, m-am văzut pe mine din nou. Și am zis că până la urmă eu sunt aia care e importantă de la mine, cine mă place bine, cine nu, aia e. Autentică. Și, da, și de aici pornește tot. Dacă te simți bine, atragi oamenii care te plac cu adevărat, care ești sunt creativ tine. Pentru că îți dai voie, deci oamenii atragem oameni care sunt la fel ca noi, la fel creativi, da. La fel care poate să, cum am făcut noi astăzi, ne-am dat drumul la imaginație, am creat o poveste superbă împreună. Foarte frumos. Toader, cum a fost pentru tine? A fost frumos pentru că ne-am putut exprima cum am vrut noi. Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-au plăcut jocurile. Super. Mai facem. Da. Mi-au plăcut, mi-au provocat puțin, nu? Că tu ai spus la începutul întâlnirii că creativitatea ta e cam 7,5, nu? Cam așa. Te-ai descurcat excelent. Felicitări chiar. Janina, cum a fost? Ai rămas ultima. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Cred că am fost toată ora cu zâmbetul pe buze. Mi-a încărcat așa puterile. Da. Și mi-a plăcut chestia asta că ai spus tu că suntem aici ca să ne prostim, dar și că ideea asta că atragem oamenii care fac același lucru, în sensul că toți am luat prosteala asta cumva în serios și ne-am pus în rolul ăsta de oameni creativi. Da, uite ce frumos am creat împreună. Da? Uite, apropo de cum ne atragem, uite ce frumos am venit în seara asta, toți. Și uite cum a fost povestea perfectă și Toader a fost cel care a dus partea de final, adică exact numărul de participanți. Vă aduc aminte, deci dacă vreți să scrieți povestea, să o trimiteți pe adresa de e-mail unde ați primit și link-ul de înscriere pentru aici. Dacă vreți să lăsați și datele voastre, nu știu, habar n-am, număr de telefon, facem și un grup de WhatsApp. Da? Da, da. Legătura. Okay. Bine, vă pup, seară frumoasă. Seară frumoasă. Bine. Și mă bucur că ați fost alături de mine. Seară frumoasă. Bine. Cărturești pentru această întâlnire. Bye. Bye. Bye.